cu ce dificultate noi legăm un dialog, mai ales acum atest la congresul respectiv. Și mai ales, probabil că asociem cu administrația publică locală, centrală, eu știu pe voi, dumneavoastră, care sunteți în fața noastră, îmi pare rău, avem o neîncredere. De ce? Unde se mai manifestă? Eu văd, astăzi, ca să-mi iau casca, trebuie să las pașaportul, e o neîncredere. Ce fac? Pot să-mi asum casca, sfucuia sau ce se întâmplă? E o neîncredere în societate. Stilul în care sau modalitatea în care se taxează călătorii în transportul public e ceva rușinos. Nu există în Occident un tip astfel de model să-ți vină să-ți vândă biletul în autobus. E o neîncredere totală. Fiscul care îți bate în ușă să-ți ceară banii, e o neîncredere totală. Deci noi, în societate, astăzi, aici, în Moldova, e ceva imparagonabil, deci nu se poate de asemuit cu alte modele europene și noi continuăm să nu avem încredere în instituțiile noastre de conducere. Vă mulțumesc!